Bună seara, doamnelor și domnilor! Și bun găsit la Flash Monden! E sâmbătă, e frumos, este zi de weekend, suntem în plin weekend. Unii dintre noi încă nu au terminat de îngurgitat. Cum? Copt vinete, pentru că asta făceam eu mai devreme, coceam vinete. Pentru că vreau să prepar o delicioasă salată de vinete cu ardei copt și cu roșii din alea din grădină. Ce vreau să te întreb? Și aduci și tu ceva mâine și colegului tău? Că și el este un suflet de om chinuit care ar mânca și el din aceste preparate. Mă mai gândesc să văd cât de cuminte ești până mâine. Depinde pe parcursul emisiunii cât de prietenos ești. Foarte prietenos voi fi, mai ales că avem astăzi o ediție best of de toată frumusețea. Haideți mai bine să vedem titlurile ediției. Dana Săvuică doarme mai mult prin hoteluri, vizitează cele mai spectaculoase destinații de vacanță, iar iubitul stă acasă cu cățelul și pisica. Aflăm toată povestea la Flash Monde. Călin Goia e de 3 ori tată, dar face față cu brio, ba chiar pregătește un mare turneu. Aflăm toate detaliile la Flash Monde. S-au iubit fulgerător și au divorțat cu viteza luminii. Care au fost cele mai scurte căsătorii de la Hollywood, aflăm la Flash Monde. Păzea că iar s-a întors Dana Săvuică, bronzată toată dintr-o nouă vacanță Exxon. Elas, ce să-ți spun, da. Pe unde i-au mai umblat piciorușele neobosite de această dată, mă rog? Pe unde, că doar n-au umblat pe aici până Bulgaria, până Turcia, da, ca pe ăștia. Unde? Prin Maldive, dragă. S-a întâlnit cu rechinii, cu delfinii, a colindat 3 insule. Da, dar ceva important, bărbatul și l-a uitat acasă. L-a uitat sau l-a lăsat? Păi e frumos așa? Asta e, dragă, asta e. Este bună viața de femeie divorțată și cu iubit nou. Ce să faci? Da, hai să vedem cum arată Dana, bronzată toată și cu chef de călătorii. Căci, ce crezi? Nu stă pe loc. Pleacă iar? Da, n-are aderență. E dulce viața după divorț pentru Dana Săvuică. O ține tot într-o vacanță și este plecată aproape în fiecare lună prin destinații exotice. Un pic nu stă acasă și nici n-ar avea de ce. Pământul e atât de mare și există atât de multe locuri perfecte de vizitat, încât lista Danei nici că se termină. Zici că și-a luat un job cu normă întreagă. Călătorul de serviciu e Dana Săvuică, iar cea mai recentă escapadă, cea din Maldive, i-a făcut inima să-i bată mai tare. S-a îndrăgostit iremediabil de plajele perfecte. Cum să fie, a fost foarte frumos. A fost un infotrip, de fapt, m-am dus la treabă și am fost alături de influenceri din Serbia, Croația, Slovacia și Ungaria și a trebuit să promovăm destinația Maldive în extra sezon, atunci când în perioada asta musonică. Și acum e extra. Acum este extra sezon, dar prețurile sunt foarte bune, iar soarele a fost pe cer tot timpul și o singură dată a plouat 10 minute. Iar bagajul de amintiri este plin. Acum câțiva ani, nici că visa ea că va nota cu rechinii. Oricum, una peste alta, nici călătoritul acesta nu e lucru ușor. O aventură așa, nimic cu niște rechini. Deci, nu se mai poartă cu delfinii, se poartă cu rechinii. Am văzut și delfini, am văzut și rechini, am văzut rechinul balenă, care e foarte rar și un singuratic, dar noi l-am prins. Am făcut snorkeling, am făcut activități nautice, am mâncat homari și fructe de mare și fructe exotice. Deci a fost foarte frumos. Am făcut island hopping, am mers cu hidroavionul pe 3 insule și am stat în 3 resorturi. Dana și-a refăcut viața după divorțul de tatăl fiicei ei, omul de afaceri Răzvan Stanciu. Trăiește în prezent o frumoasă și discretă poveste de dragoste alături de un bărbat pe care cu greu îl arată publicului. Ce mai, duce o viață boemă, fără obligații și o ține dintr-o vacanță în alta. Culmea e că nu și ia și iubitul cu ea când pleacă să colinde prin lume. El rămâne acasă, cu mințel, cu cățelul și pisica vedetei. 30 iunie plec în Creta, împreună cu sora mea și cu prietenul meu și cu alți prieteni de-ai noștri. În sfârșit, asta vrea să întreb, iubitul săracul stă acasă? Da, săracul, cu cățelul și cu pisica, da. Păi ce să facem asta? El invidios, gelos? Nu, nu este deloc, nu e. Asta apreciez foarte mult la el, că e, mă lasă să fac ce vreau și știe că acest job pe care eu l-am, acela de
influencer sau cum vrei tu, cum se zice acum, content creator, digital creator, ce vrei tu, este foarte important pentru mine și în special călătoriile și nu vrea să-mi, adică eu zbor acum. Cam cât din timp ești tu plecată pe an? Nu știu, depinde de proiectele pe care le primesc. În decursul anilor am avut ceva călătorii, uneori am avut un an în care am plecat de vreo 10 ori, practic eu mă duc acolo ca să arăt oamenilor ce pot face pe acea destinație, cum se trăiește acolo, ce vacanțe sunt, adică practic sunt așa, un fel de radio șans. Livia Graur se pregătește de vacanță. Prima oprire de pe listă? Clinica de înfrumusețare. La ce procedură a apelat frumoasa prezentatoare de știri? Vedem la Flash Monden. Și cei mai lei paralei bărbați pot fi îmblânziți de femeia potrivită? O recunosc, deși mi-e greu. Călin Goia, nu vorbim despre tine acum, da. Dar o să revenim la subiect. Vocalul de la trupa Voltaj a ajuns la 47 de ani, un tătic model. Are nu unul, ci trei copii acasă, doi băieței și o fetiță, care bineînțeles că este răsfățata familiei. Solistul de la Voltaj se descurcă de minune cu toți trei și îi iubește în aceeași măsură. Așa că soția lui are de ce să fie mândră. Vedem un interviu în exclusivitate. Călin Goia, solistul trupei Voltaj, e de trei ori tătic și nu se plânge. Artistul are doi băieți, Petru, de 15 ani și jumătate, Tudor, de 14 ani, iar în urmă cu 4 ani soția i-a mai dăruit și o fetiță. Călin Goia formează un cuplu cu Andreea, de 16 ani. Îmi dăbuie și o fetiță. Și o fetiță! Da, da. Sunt bine, asta mi-a schimbat și mie prioritățile și... Zic eu că n-am ratat nici măcar o serbare sau un eveniment important în viața lor, pentru că i-am pus pe primul loc. Care a fost cel mai greu moment ca și tătii? Băieții sau cu fetița? Am cu niciunul. Am fac echipă bună cu soția mea, ne-am completat unul pe celălalt. Ai satisfacții diferite și auzi, uitați-mă ce, că mai am părinți din ea care zic, bă, dar dacă vei face al doilea, cum mai poți să-l iubești la fel, dar dragostea se multiplică și poți să-i iubești în egală măsură pe toți și cei ai trei ai mei sunt toți diferiți între ei și surprinzători și iubesc enorm pe fiecare dintre ei în parte. Trei copii, vă opriți aici, sper. Da, că ne-a ieșit și fetița. Dacă ne ieșea și al treia tot băiat, mai insistam. Trupa Voltaj revine în forță anul acesta după pandemie. Au scos o piesă nouă și băieții se pregătesc de un turneu național. Voltaj a scos o piesă numită Cei mai buni ani, săptămâna trecută. Pregătim în toamnă un turneu. Sper să ne și iasă. Ne bucurăm oricum că am revenit la concertele normale. Ne-am săturat de alea online și de toată perioada asta de pandemie care ne-a blocat. Și sperăm să ne iasă turneul ăsta național din toamnă, încât să facem ceea ce ne place, să fim pe scenă. A fost ceva schimbări în formulă în anii ăștia? Pandemie. 10 ani încoace, tot așa. Nici o schimbare și nici nu o să fie prea curând, pentru că ne înțelegem excelent. Artistul nu s-a ferit să atace spinoasa problemă a Eurovizionului, scenă pe care și Voltaj a fost în 2015. Eurovizionul va atrage într-un fel? Eurovizionul? Noi am fost la Eurovision în 2015, am avut un scop acolo de a prezenta cauza copiilor români rămurau așa acasă fără părinți. El a fost principalul motiv pentru care ne-am dus acolo. Nu ne, că ne-a plăcut foarte tare și că e un profesionalismul celor din spatele scenei este remarcabil și cred că orice artist și-ar dori să fie pe scena aia dacă ar ști ce se întâmplă acolo. Dincolo de toate bârfele și tot ce se noroiul care se aruncă în jurul acestui festival, s-a ajuns să reprezinți țara ta pe scena Eurovision, e un lucru mare. Acum, dacă ne-am mai duce odată, poate am ști mult mai bine ce să facem ca să urcăm și mai sus pe podium. E adevărat și va fi întotdeauna politizat, dar pentru un artist e o scenă pe care merită să urci. Și să știi că există și acel sindrom post-Eurovision, adică foarte mulți artiști care ajung acolo intră în depresie la o săptămână după și nu glumesc. <fie>
Ei, și uite că vacanța bate la ușă. Poc, poc, cioc, sper că nu pleci iar, că nu mai pleci. Aș pleca, Diana. Abia ai venit. Am venit, dar aș pleca iar. Aș pleca văzând cu ochii, dar o să mai stau puțin, din păcate. Așa. Până plec eu, mai sunt și alții care bat din picioare să ajungă și ei cu piciorușele lor în mare. Nu de tine e vorba. Nu. Și exact. Acum vorbim despre colega noastră, Livia Graur, care pregătește o vacanță de vis și o face ca la carte. Înainte de costumul de baie, trece și pe la clinica de înfrumusețare. Da, domne, asta e. A descoperit, ia un tratament care ci că face minuni pentru corp. Uite, vezi, eu aici am greșit, că eu n-am știut de el, de tratamentul ăsta. E pentru ten cove, pentru ten. Ten? Nu pentru corp. Normal că nu știe de. Vrea să aibă pielea cât mai fină, mai strălucitoare și să fie protejată de soarele puternic. Bineînțeles că am însoțit-o și noi la clinică și vedem acum ce a făcut acum. Livia Graur face planuri de vacanță și plănuiește o scapadă la mare, la soare, cu destinația șezlong. Nici nu concepe vara fără costum de baie și nisip fin sub tălpi, dar pentru asta e nevoie de câteva pregătiri. Este foarte necesar acum, în perioada verii, pentru că ne expunem la soare, să facem și ceva în plus. Adică nu e suficient doar ceea ce fac de obicei acasă și atunci o vizită la o clinică de înfrumusețare este binevenită. Mai ales înaintea concediului, înainte de expunere la soare. Asta recomandă specialistul și am venit să fac și eu o procedură. Tu mi-ai venit din Paris, de la Disneyland, da? Ai fost la tatăl tău, acum concediul ai programat? Încă nu l-am programat, luăm în calcul mai multe lucruri. Sigur o să fie o destinație caldă, sigur o să fie o vacanță, sigur o să fie undeva la mare, la soare, să fie frumos. Aici în România sau pe în afară? Siguranță nu în România, suntem prea săraci să ne petrecem vacanța în România și e lumea asta prea mare ca să merg în țară sau într-o destinație în care am mai fost, așa că încerc să găsesc o destinație în care n-am mai fost, ceea ce va fi o provocare. Da, știu că anii trecuți ai fost foarte mult prin Bulgaria, nu? Acum nu știu unde o să te îndrepți. Am fost în Bulgaria, în Grecia, în Malta, în Italia. Ai fost cam peste... Asta zic, că trebuie... În Egipt n-am fost până acum. Până se gândește pe ce plajă exotică ar vrea să se bronzeze vara aceasta, frumoasa noastră colegă de la știri se relaxează la clinica de înfrumusețare. Că doar trebuie să și pregătim pielea pentru expunerea la soarele de vacanță. Și dacă tratamentul presupune și răsfăț, cu atât mai bine. Ce relaxată e Livia noastră și de-abia a început tratamentul. Ia zi, cum te simți? E ca în sânul lui Avram. Este, mai am puțin și adorm. Este minunat. Este minunat. Vrei face un tratament, am înțeles, prețios, ca să zicem așa, se numește precious. Te și simți, văd. Da. Și este cel mai interesant, e că este personalizabil tratamentul ăsta. Deci fiecărui cliente îi se potrivește ceva anume. În funcție de crema și masca pe care o aplicăm. Într-adevăr, în funcție de tenul fiecărei persoane. Și sunt fiole cu aur, cu... Da, sunt fiole cu aur, cu platinum și cele de volum. Fiole care redă elasticitatea pielii, îmbunătățește sinteza de colagen și elastină și luminozitate totodată. Că acum am înțeles de ce se numește precious, pentru că dacă e din aur și cu... e clar. Deci, Livia, după ce vei ieși aici, înțelegi că vei sta în jur de 45 de minute, vei străluci. Da. Abia aștept să văd rezultatul final, să văd cum o să arate. Mai ales că am venit machiată și plec demachiată. Eu ies tot timpul demachiată, eu mă machiez cât de puțin se poate. Tocmai pentru că mă machiez în fiecare zi și tocmai pentru că încerc să-mi las tenul să respire și să profite. Eu în vacanțe nu mă machiez niciodată. Când merg pe stradă, când merg, ies din casă, nu mă machiez, eu la serviciu vin nemachiată în fiecare zi și de obicei când ajung acasă mă demachiez imediat, adică foarte rar să trebuiască să merg undeva neapărat, altfel nu.
Unii se topesc pe picioare, alții au uitat numărul dietelor. Of, 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 kilogramele astea ne dau dureri de cap. Doar unora, astea. Hai să nu exagerăm. E, poate ție, dragă, nu-ți dau bătăi de cap, că vorba aia, e, dar eu să știi că sunt la dietă non-stop. Mm-hmm. Ușor nu e, îți spun sincer, deloc. Dragul meu, Covesa, ai liniștit, nu fi trist, că nu ești doar tu în această situație. Nu sunt, da. Mai sunt și alte vedete care se luptă din greu cu kilogramele. Așa și este. Crede-mă, tu doar te alinți. Adică arăți bine, ce e păs? Ce mănânci, ce bei? Sunt la un nou regim care merge foarte bine. Am eliminat absolut tot uleiul din dietă. Nici măcar ulei de măsline, că se spune că e foarte bun. Nici măcar ulei de măsline momentan. Am vrut să fac câteva săptămâni să văd ce se întâmplă și este absolut fantastic. Bine, numai ulei, deci uleiul, pâine avem voi? Nu, pâine nu mănânc. Deci, practic, mănânc doar lucruri, adică preiau uleiul din, de exemplu, nuci sau avocado sau chestii de genul acesta. Mănânc ovăz dimineața cu chia, cu fructe de pădure. Este foarte bun, sățios. Ia la prânz o salată, tofu, chestii de genul ăsta și vreau să spun că merge foarte bine. Nu recomand această dietă pe termen lung, dar câteva săptămâni cu siguranță. Deja am constatat că în 2 săptămâni am dat jos 3 kg. Am ținut dietă toată viața mea, cu mici pauze, evident. Spun asta pentru că nu e dietă, deja este un mod de viață. Pentru că noi tot timpul a trebuit să fim în formă. A devenit așa un regim pe care îl țin orice ar fi. Bineînțeles că mă mai răsfăș eu cu tot felul de lucruri, dar s-a creat un echilibru în an și nu mai simt chiar așa. Ai ținut diete? O, da. Păi, am avut o carieră de model, trebuia să fiu în formă, n-aveam cum să mănânc orice. Cam ce mânca un model pe zi, că sunt curioasă? Pește, salată, fructe, ui, mai rar, cam asta. Cel țin eu, nu știu ce mâncau alți modeli. S-au îndrăgostit pe repede înainte și au divorțat cât ai clipit. Cele mai scurte căsătorii de la Hollywood bat orice record de viteză. Cine sunt protagoniștii vedem imediat după publicitate. Rămâneți cu noi, revenim. Am revenit, suntem la Flash Monden. Bună mea, Diana, știi tu cum este cu focul iubirii? E bine când e. E bine, focul, da? Nu? Da, dar știi că ce se întâmplă cu focul ăsta? Se aprinde și pare că nu se mai stinge niciodată la început. Da. Dar uită-te și tu că uneori zici că nici n-a fost până să intervină pompierii cu tulumbă. Toată lumea a și uitat că ars ceva. Așa e. Așa e în general, dar acum nu știu despre ce vorbești. Despre ce? Despre cele mai scurte căsătorii din istoria Hollywoodului. Știi ce multe au fost? Da, au cam fost și eu chiar am o explicație. Care? Poate că oamenii se plictiseau. Erau într-un punct al vieții în care se gândeau că nu au altceva mai bun de făcut. Și cum e oricum încetatea filmului, ai văzut cum e, se întâmplă totul cu o viteză amețitoare și unul cu ăla, nu știu dacă chiar despre asta a fost vorba, dar... Una din asta a fost. Da, cumva toate semnele susțin ipoteza ta. Da, acum sincer, 12 zile, pe ce căsătorie e asta? 12 zile? Da. Păi tu ai auzit de 55 de ore? Aia ce să mai zici? Păi e normal să stai 55 de ore? Judge, după 2 luni s-au luat cu acte și după doar 9 au rupt mariajul. Mai rău a fost între Liam Hemsworth și Miley Cyrus. 10 ani au fost ei împreună până când să facă pasul cel mare. A cerut-o cum se face, au făcut și nunta, dar ce s-o fi întâmplat că după 7 luni erau la tribunal? Nu se mai suportau. O fi fost presiunea actelor prea mare? Și Drew Barrymore a făcut o lată. A divorțat după doar 4 luni, iar Bradley Cooper clar nu e făcut nici el pentru căsătorie. Tot după 4 luni a rupt-o cu dansatoarea Jennifer Esposito. Mai tare ca toți a fost Nicolas Cage. 3 luni a stat însurat cu cântăreața Lisa Marie Presley. Clar a fost o greșeală și la ei. De departe însă, Kim Kardashian e din nou în top. 72 de zile a durat căsătoria ei cu Chris Humphries.
Și Pamela Anderson concurează serios la acest capitol. Mariajul ei cu jucătorul american de poker, Rick Solomon, a durat doar 60 de zile. Însă, diva blondă nu e câștigătoarea competiției. Cel mai scurt mariaj e surclasată de Eddie Murphy, care a stat cu verigheta pe deget doar 2 săptămâni. Pamela însă nu s-a lăsat. A mai încercat odată și s-a căsătorit cu John Peters. Cât au rezistat? 12 zile. Dar cine să fie campioana? E blondă, e dintr-o problemă în alta, iar acum, tocmai ce s-a căsătorit din nou. Britney Spears știe cum e la altar și speră ca cu mariajul ei să dureze o viață. Nu de alta, dar deține recordul pentru cea mai scurtă căsătorie, 55 de ore, și a fost mireasa fostului coleg de liceu, Jason Alexander. Repede și-au dat seama că nu se potrivesc. Ce să faci? N-ai ce să faci. Știi că te ia flacăra iubirii, zici că gata cu tine. Oxitocina este răspunzătoare de toate emoțiile astea. Știi cum ce e? Se întâmplă, când eu am și lipsit la biologie. Da, știu. Oricum, ea și citește cartea că atunci când știi cum să-ți folosești oxitocina, da? Poate fi un avantajul tău, un dezavantaj. Bine, da. De fapt, și când divorțezi poate fi un avantaj, că dacă nu mai a fost flacăra, s-a dus și altă parte, exact. Știi cum e? Da, asta e. Se mai întâmplă. Da. Ce carte să citesc, că nu știu exact. O să scriu, îți trimit pe WhatsApp. Ultima carte citită a fost 7 de treflă. Am stat mult pe ea că nu mai intra. Da, iertați-ne că am început discuții. Da, suntem și noi în weekend. Cam asta a fost pentru astăzi. Ne întâlnim și mâine seară, tot aici la Flash Monday. O seară minunată. Toate cele bune.